Ai făcut caietul special pentru întâlnirile cu favoriții? Yeah. De la cine ai autografe? De la Sergio Hanca, Valentin Cicu, Jefferson, Paul Clark, Bart, Roman și Luca și cu Mihai Rulescu. Ultimii doi. Da. Am înțeles. Ai lucrat mult la caiet să-l faci? Da. Cam cât ți-a luat? De vreo 2-3 zile. Da? Și a meritat? Da. Ok, mersi. Ați adus nepoțelul la autografe, nu-l ține. Da, am adus. Este fan Petrolul și ne bucurăm să fim alături de jucătorii Petrolului. Dumneavoastră sunteți? Împăcată. Da? Da. Cum trăiți meciurile? Intens, la maxim. Abia așteptăm mâine să venim pe stadion. Am luat bilete și mâine suntem prezenți. Emoții mari? Foarte mari. Aveți un jucător favorit? Portarul Căzima. Maxim, îmi place de el. Și Țicu. Este fanul nepotului, cel mai bun jucător. Mulțumim. Mulțumesc. O zi bună. În moment dat, tu cereai autografe fotbaliștilor, iată că ai ajuns și tu în postul ăla să oferi autografe. Cum e această situație? Da, bună ziua, în primul rând. Chiar îmi amintesc de când eram copil și veneam pe acest loc, pe acest stadion, să fac poziții și autografe cu diferiți jucători pe acea vreme, unul dintre ei fiind și din staff, cum ar fi Laurențiu Marinescu. De la cine mai ai? Teixeira, Bochila, jucători care chiar au fost idolii mei și încă sunt acum. Cum a fost acum să oferi tu autografe? Păi a venit momentul și vreau să spun că orice copil trebuie să lupte și să muncească, că degeaba ai talent dacă nu muncești și asta este începutul și trebuie să ajungem unde ne-am propus toți la cel mai mare nivel. Ai păstrat acele autografe? Da, da, am colecția mea și tricouri și autografe fix la mine în cameră. Și tricoul cel mai prețios care este? Alu Felipe Teixeira. De la ele? Păi da. Am înțeles. Ok, bine. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Lucas, how is the interaction with the fans? Yeah, it's really nice. It's really nice, I think, for the fans, also for us, because they are here for us, and yeah, it's a nice day. For you, when you are a child, the precious signature is from Petrece? Yeah, when I was young, he was my hero, so I want to be a little bit maybe like him, but I think it will be a little bit hard, so we will see. And without Petrček, another goalkeeper? Without Petrček, another goalkeeper, I think Osiker Casillas. Why? I don't know, I like him, how he play, and he started to play when he was young in Real Madrid, so I think for this. Tomorrow, a tough game? Yeah, every game is hard, so we need to do our best, and we want to win, so I hope tomorrow we win on the home stadium. Maybe tomorrow you score like Provedel? I don't think so. It's always hard to score like him, but what I remember, he scored also one goal like this in the second division in Italy, I think 3 years ago. What game? It was in the second league, and he played in the US Stabia, but I don't know against which team. So you can repeat tomorrow. I will be happy if I score also like this, but for me it's important to be good in the goal and help the team. Okay, Lucas, thank you. Thank you. Mm-hmm.
Grande squadra, fattoria. Posso dire?